Președintele este întâmpinat de ministrul apărării naționale, Andrei Târbăr, iar raportul va fi prezentat de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Domnule președinte, personalul participant la parada militară dedicată Zilei Naționale a României este gata pentru începerea activităților. Sunt șeful statului major al apărării, generalul Petrescu. Trecerea în revistă a gărzii, a trupelor, este una dintre cele mai vechi tradiții, nu doar în armata României, ci în toate armatele lumii. Semnifică din partea celui căruia îi se prezintă onorul faptul că, la rândul lui, respectă formația care s-a adunat să-l întâmpină. Șefii de stat, de guverne, sunt întâmpinați cu ceremonii similare, ceremonii de întâmpinare, iar la final, salutul este în limba română chiar și pentru șefii de stat care vin să le viziteze. Bună ziua!